Așa, bine v-am găsit și la cea de-a doua parte, în care, bineînțeles, vom da drumul la petrecere. Mai avem puțin până va începe petrecerea, așa că momentan îi lăsăm să se pregătească. Hai să punem să danseze împreună. O să trebuiască să punem și preparatele pe masă. Așa. Totul este pregătit. Cadourile sunt și ele aici. Dansează ăștia aici pe... Se înțeleg foarte bine, ce să mai... Numai că acum trebuie să așteptăm să se lase seara și să ne vină invitații. Apropo, în comentarii îmi puteți lăsa ce faceți în ziua de Crăciun, adică în ziua aceasta. Așa. Asta chiar este interesant că au pus din nou astea, luminile astea, reflectoarele astea. Ca de discotecă, așa. Păi am decis să fac episodul acesta de Crăciun pentru că e ultima familie, e ceva nou. Așa, și... Da, am zis să fie ceva interesant, cum am făcut cu familia Simmer ajunul Crăciunului, așa facem practic acum cu ei facem Crăciunul. Vom vedea ce vom face de Revelion, bineînțeles, pentru că urmează o nouă petrecere. Stai să zicem la calculator. Așa, bă. Dar asta încă nu s-a prins. S-a prins și la cât de curând. Aici ce se mai întâmplă cu grădina? Oho, e ok totul. Ia să vedem. Da, e ok. Și asta nu avem vreo... Bă! Credeam că o opri careva muzica aici. Să dăm puțin mai tare. Sau da așa pe fundal acolo. Cred că o să le schimb patul ăsta, o să le pun ceva mai interesant așa. Cu toate că mă cam deranjează pomul ăsta aici care intră în casă. Dar n-am unde să-l pun. De-aia nu, îl ignorăm și noi cât putem. Vedeți, se vede așa urât că intră în dormitorul lor. Așa, și aici, stai că mai avem noi câte ceva. Stai că vedem acum. Mai erau câteva chestii care puteam să le punem. Spre exemplu, mașina asta de înghețată. Dar noi v-am ocupat cam... Așa. Hai să-l punem pe ăsta să crafteze aici o de asta de înghețat. Să punem și o înghețată aici. Ia. Așa. Se fac ultimele pregătiri. Tararara. Mă enervează că nu ardă în continuase. Dar bine era, na, în urmă sunt niște lumânări și asta e. Să le punem și pe astea tot pe masă. Ia să vedem. Hai că e bun. Perfectos.
Uite la aici, așa. Și cred că ar trebui să dăm drumul la petrecere. Hai să prindem aici luminile frumos și să scoatem tot ce avem aici. Și asta frumos. Tortul încă nu-l scoatem, nu mai lăsăm. Ok. Și hai să facem... Sau hai... Nu, hai să punem și tortul, că na. Open. Punem și tortul aici și hai să facem invitațiile pentru petrecere. House party. Mișa. Așa, și ăștia sunt, îl chemăm și pe ăsta. Ok. Bucătar nu mai luăm că avem destul la mâncare. Și aici se va petrece. Petrecerea! Haideți să dăm drumul la petrecere. Hai să punem să invite și ăsta. Pe oamenii lui. Hello, hello. Așa. Veniți și copiii lor. Aoleu, uite ce dă lume aici. Așa. Hai, mă, unde sunt restul de invitații? Nu văd invitații. Unul pe aici, unul pe acolo. Ei, da, uite că încep să vină, haideți. Uite că a venit și asta. Așa. Ok. Hai să invităm pe toată lumea. Dar unde sunt toți? Că erau mai mulți chemați. Gata, hai că încep să vină. Așa, hai că se distrează aici. Nu o să trebuiască să facem task-ul ăsta neapărat. Adică, nu, numai să fie acolo de... Ok. Hai că văd că au mai venit câțiva dintre ei. Ce mă, nu vrea să intre înăuntru? Colova. Ok, gata. Da. Poftiți, poftiți. Dar nu se duce la ușă, da. Haide, mă. Asta a rămas la ușă tâmpit. Gata, e că a intrat și el. Așa. Hai să-l invităm și pe ăsta. Bă, dar n-a venit Clara, mă? Asta e pentru el, trebuie să vină aici, nu?
Aha, hai că vine și Clara. Kralova. Hai mă, invită-l înăuntru. Hai, mister, intră înăuntru. Trebuie o autoinvitație. Da, încă Clara nu-și face simțită prezența. Cred că e rușine să vină sau ceva. Da, nu apare aici. Așa, și asta este masa de Crăciun aici. Așa, și hai să vedem ce-i dăm aici. Funny jokes. Hai să-i dăm să facă și el aici. Ce tare râd toți. Chiar interesant. Așa. Chiar îmi place masa asta de Crăciun cu toți. Așa, hai să lăsăm puțin muzica mai așa. Să aprindem asta, să le lăsăm așa, să fie spiritul de sărbătoare. Și dacă dau aici... Ăștia au ceva în comun aici. Așa. Hai bă, nu mai vorbiți niciunul, gata? Uite, pe ăștia au rămas toți așa. Și socializarea nu pare așa... interesantă. Hai să invităm pe ăștia la Dance Together. Fii atent că asta e o chestie care se mai întâmplase. Întâmplat odată chestia asta să facă așa. Ha? Ia să ne dansează careva? E. Ce s-a cum ați rămas așa? Hai că s-au ridicat, gata, și-a revenit. Hai să punem aici. Together, hai să vedem. Facem asta împreună acum. Doamne, ce prostie. Ce naibii, mă. Ia. Așa. Și acum ia toți din tor de aici. Hai că e ceva lume la petrecere. See you later. Care vezi, mă, să plecați așa, gata. Petrecerea nu s-a terminat încă. Unsuccessful. N-are importanță.
Așa. Cine era Daisy Chiu Goodbye? A? Păcat că nu poate să fie petrecerea ceva mai lungă. Dar oricum a fost destul de interesantă ca și petrecere. Uite, văd că s-au mutat și pe la bucătărie ăștia. Ai, să moară Spani. Hai să chemăm pe unul repede să ne repară asta aici. Eu trup asta aici cu fitness-ule. Și uite, asta face curățenie, doamne. Iute, asta repară aparatul. Sau cam... Cineva, mă, s-a stricat toate lucrurile prin casă, ați nebunit? Desenat to print. Și atent că poți să... Ia să vedem ce e asta aici. Ia. Și cineva face asta până o chestie acolo. Și dacă dăm să dea ceva, ia să vedem. E că curios. E. Chiar curios să vedem. Așa, ia uite pe ce se strică mâncărurile aici. Așa. Că astea văd că au mai rămas aici ceva. Ia. Dar nu înțeleg ce tot face asta aici sau ce vrea să facă. Da, aici cred că e o problemă în casa asta. Sigur e o problemă cu aragazul ăla acolo. Așa. Și uite-l pe ăsta, își face baie la noi aici. Asta nu știu ce dracu tot repara. Eu tu și ăsta își face cu mască, cu tratament și că s-au mutat la noi ăștia. Dă față cu ăștia, fii atent. O să vină ăla care e super gelos, cred că moare. Păi, ia uite, ridică-te din pat, ai pus pe patul nostru aici. Păi, chiar a fost ok petrecerea. Și mă mir cum de s-a stricat parcă mâncarea prea repede. Adică nici nu-mi dau seama cum de s-a dis... ulul ăsta ce are să cu stai. Așa fac că se înțeleg bine. Ce să-i mai dăm noi de aici? Ca să-i cresc punctele alea acolo, asta e bine. Ia uite voi, frate. Cred că s-a întâmplat ceva foarte aici. Uite, Michelle has sabotaged the item. Desigur e o chestie ceva la mijloc. Prepare așa, nu știu. Stai, acum la ce să facem?
Vedem cine a venit acum. La 6. Asta cred că vor să ne strici. Doamne. Și atent că ăștia stric tot ce e prin casa pe aici, de-aia se duc ăștia, fii atent. Doamne, deci fii atent că ăștia strică tot prin casă, ia. S-au dus aici, și acum strică și astea pe aici. Ăștia toți sunt în grup, vedeți? Ăștia ne-au făcut nouă. Oh! Ce? Ce mă, nu mă suportați sau ce aveți? O, e o tălpa noastră ce s-a băgat la... Asta aici. Așa. Ia stai. Ia. Ia să vedem ce mai zic acum. Mă, dar ăștia chiar că stau ceva, nu pleacă de aici. Uite, acum practic îi crește ăla acolo. Da, păi cam aici vom termina și aceasta a doua parte din episodul special de Crăciun. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu, să dați și un share la acest video. Iar până la un nou episod cu familia Elliot, toate cele bune, ciao!